Partidul România Unită îl invită pe Victor Ponta să preia conducerea. Partidul condus de fostul deputat social-democrat Bogdan Diaconu racolează parlamentari, cei mai mulți provenind din Partidul Social-Democrat. Sebastian Ghiță, fost deputat PSD, a intrat și el în PRU, alături de senatorul Daniel Savu sau fostul lider al tineretului social-democrat Mihai Sturzu. Zilele trecute, 12 parlamentari au trecut la Partidul România Unită, în presa națională vorbindu-se despre o campanie agresivă de racolări din partea PRU. Parlamentarii transferați de la alte partide la PRU în ultima săptămână au reușit să ducă partidul la un nivel ridicat de notorietate. Fostul premier Victor Ponta este invitat să preia conducerea partidului după ce Bogdan Diaconu, președintele PRU, declară că Ponta a fost cel mai bun premier al României pe care l-a avut țara noastră de la I.C. Brăteanu încoace. Partidul România Unită îl vrea alături, îl vrea în fruntea sa pentru a avea succes. Și Sebastian Ghiță, proaspăt transferat în Partidul România Unită, consideră că Victor Ponta ar fi cel mai bun lider al acestei formațiuni. Chiar dacă majoritatea parlamentarilor transferați la PRU provin din PSD, partidul a racolat și aleși de la PMP și PND și se negociază totodată cu Mircea Joana. În ultima săptămână, deputatul Bogdan Diaconu a anunțat că formațiunea pe care o conduce a transferat mai mulți parlamentari de la PSD, PMP și PNL. Sebastian Ghiță, Sorin Teju, Daniel Savu, Mihai Sturzu, Cristian Rizea, Ione Paru, Constantin Popa, Dorin Petrea, Răzvan Tănase, Camelia Craibani, Mario Caloianu și Marius Manolache.